Păi stai mă puțin, dar ce vrei mă să tunezi un șeptar cu ce mă, cu firfirei de 10 lei? Bă, extraordinar! Extraordinar barca! Cu Dorian, exact cum pățesc cu taică-mi. Eu când mă văd cu el, par prost. Da, prost rău. N-am reușit să băgăm cardul, am și uitat cardul acasă. Au, am crezut că spui doar că n-am reușit să băgăm cardul. Eram chiar curios, zic, bă, zic, în halul ăsta, în fața mea, minte. Deci nu vă spune fratele vostru cum se exprimă aceste gânduri frumos pe YouTube. A venit cu mâna în dorie, îi spunem da. Noi, da, pe canalul meu de YouTube, ca să nu-i spunem cur. Este foarte simplu, da? Pe românește, ăla e, da? N-are card. Nicio problemă, du-te, cheluțul în curte, dă să iasă afară cheluțul, poate vede pisica, se pierde cheluțul, astea se pot întâmpla, dar nu le luăm în calcul. Intru, aduc cardul, îi dau cardul, stau, mă uitam și eu pe telefon ca omul să-și pună cardul, să începem o dată să filmăm. Zbâr și Mădălin. Nu merge cardul, e prea mare? E prea mare, mă. Bă, suntem nu, trei vloggeri, bă, bă, vloggeri, bă. E ca faza adică aia nu ne-am apucat ieri, nu. Vloggeri, este prea mare cardul. E ca și aia cu ranga, trebuie să o pui invers că nu-i de șoc. Mi-am amintit, sincer, mi-am amintit când tăiam cu flex-ul seif-ul aici, ca handicapat, ești nebun. Hai mă, nu pot să spun să-ți o văd, că sună aiurea, ești nebun, e cringe. Bă, jos pălăria, am spus întotdeauna pentru cheia, asta e, ce să mai mai zice. Știi ce mi-a spus un băiat în sală? M-a plesnit râsul, că poți să spui și tu cheia asta la Mercedes, ce vezi că face cineva în Rusia. Știu, nu știi? Nu? Da, da, e penal, cum ar fi să-mi pun. Și ți-o dă și cu stemă de Mercedes aici. Wow. Serios, da. Păi da, pentru că ce e, măi, un soft într-o carcasă de plastic, înțelegi? Mamă, auzi, spune și mie, te rog frumos, un lucru. Merge și singură? Nu, 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 n-are ăsta și nu are nici... Deci n-am văzut niciodată aia și de-aia întâmplă. Nu, nu are, nu are. Bă, dar cum arată, frate? Bă, vrei să spun un lucru? Cu mâna pe inimă vă spun, sunt fan al grilei grătarul cu mici. Pe șeptarul ăsta a apărut prima oară grila asta mare și au spus șeptarul cu mici sau pe X6, nu mai știu. În orice caz, nu, cred că pe șeptar. În orice caz arată senzațional, frate, ești nebun. Doamne, cât de plană. Îți place mult că, nu știu, spune-mi, te apuci de ea sau o lași așa elegant? Da, normal. Te apuci de ea, nu? Deci asta vorbesc că negru lucios, nu? Măi, nu știu, pentru că am zis bara față M, bara spate M neapărat și nu știu dacă să las asta crom. Asta nu-i bara M? Nu, asta e luxury sau nu știu cum e voi spune. Bine arată, frate, și asta ești nebun. Uite, pe Alpina au bara asta, dar mai au încă un lip, doar atât. Păi eu, bă, lip aș pune, ești nebun, e bara, mi se pare genială. Pă bune? De ce să-ți iei? Păi normal, ce? De 1500 de euro lipul. Păi stai mă puțin, dar ce vrei mă să tunezi un șeptar cu ce mă, cu firfirei de 10 lei? Păi atunci normal așa facem. Normal că e 1500 de euro lipul. Punem lipul? Ce aia zic, eu aș face un gri foarte deschis mașina, cu jantele, m-aș duce cromate, nu m-aș duce pe ele negre, îți că totuși e șeptar. Îți dau culoarea mea dacă vrei, adică să-ți faci cu mine odată sau după mine, okay. Sau cum vrei tu, dar eu pot, dar n-am nicio problemă să-ți faci cu mine. Ai văzut griul liquid? Nu. Nu l-ai văzut? Nu, dar de o la, să de la custom, pot să-l întreb pe Cosmin, da. Deci eu vreau un gri genial, vreau și eu după la, și la Lambo și la GL vreau. Jante pe 22 sau pe 21? 21, că o să mori cu 22. Deci? Sunt super pe 22, eu ți urez 22, îți din suflet, îți dai seama. Dar tu 22 la limuzină o să ai talon așa. O să arate demențial, dar e... No. Aia zic că eu trebuie să dau acum comandă. Nici măcar nu vorbesc de confort. Nicio legătură cu confortul, ci simplu fapt că o să stai numai în vulcanizare. Eu am renunțat de mult la confort, că și 21 o să te troncă, ne o să te ia dracii. Dar și 21 va arăta super mare, nu, 22 o să te rupă. Dă-mi un talon eventual sau arată-mi un model ca să spun dacă te rupe sau nu. 30. Cred că talonul o să fie... Nu, arată-mi o poză ceva ca să vă-l văd, că la ochi îți spun imediat. Ai găsit ceva pe net, pe Google? Da, le avem jantele. Bă, da, cum arată? Wow. Ia, cu cauciuc pe ele. Avem jante cu cauciuc pe ele și ia, mașina făcută. Ia, stai, unde-i? Uite-le. Ales 22? Da. Merge 22. Merge? Da. Are carne. Eu v-aș arăta, dar nu pot să vă arăt. Are carne, așa da. Aș vrea să fie mașina. Are carne, merge 22, nu? Am crezut că e mai rău. Nu, are carne, e mare de cupajul la aripă, înseamnă. Da, ia zic. Crom... Nu, are carne, pune 22, ce ai? Wow, mamă. Eu aș lăsa. Mamă, cum arată. Da, nu și ai discutat de astea deja? Da. Și cauciucul ai găsit? Și cauciucul, și cauciucul. Wow! Păi de-aia vreau să plec la Oradea. Wow, și există pe stoc? Da. Pune-le directe și nebun la cap. Bravo, mamă. Mamă. Tot. Wow. Plus colant, plus da, tot. Da, frate, dar ce vrei? 22, da, bravo. Da. Wow. 22 direct. E bun atunci. Mamă, cum arată? Ce remă, se încarcă și la priză? Da. E plug-in. E plug-in okay. Hybrid. Motorul ei e benzină cu 286 de cai plus electrici, încă 100 și ceva. Mașina are 400 de cai. Și ce motor are ăla de 286? Ce e ăla 3000? Da, 3000 benzină. Da, dar tu ai impozit mic de la hibridul ăla. Zero aproape, bine, zero. 1 milion și ceva. Da, cam așa. S-a urcat și la mașină. Deci, Jonuțule, îmi place, în primul rând. Da, a fost mașină de mare boss, bravo, este foarte frumos.
frumos intenționată, bine, nici nu-i mersă, mi se pare corect. Dar atât, sistemul centurilor de siguranță e din cauza plafonului că a fost dat jos. Ah, ok, am înțeles, nici nu am văzut, gata, am înțeles că apare becuțul acolo. Stai așa să-mi fac și eu, ai memorie, nu? Da, și stai să zic, masaj față-spate, masaj, adică aici și în spate, la băiet, la boss, spate. Încălzire răcire față-spate, asta vreau să zic. E full, ce să mă. Wow, ai și tableta în cotieră, scaune individuale, da, pe spate. Am și astea. Mamă, ți-ai pus steluțoaica! Da. Nice. Ia mă, gata, mi-am făcut și eu. O, ce nărăvaș e, electricosul ăla e nărăvaș. E. Va strâns și centurica, ce trebuie, softare? Soft closare? Da. Bravo. Bă, nu știu, eu am prins-o extraordinar. Bă, ești mecheră așa. Și parfumelul. Ai ieșit-o în parfumelul, că-s parfumelul on gelei, the bullshit. Da? Și aici, stai niște. Păi, nu-i normal. Eu știu de ce cred că ei le pun în ideea aia că, domne, să nu miroasă prea tare. Că știi cum e nasul fiind de francez, de franțuz, cum spunea bunica mea, sau vreun german din ăla înțepat. O să zică, nu miroase prea tare. După nivel. Noi românii vrem să duhnească. Parfumescu, ești nebun. Dacă se poate să duhnească piele, să pară nou mereu. Da, anyways. Bă, confortul de limo e confort de limo, nu mă îndoiesc. Vreau doar să ieșim în stradă să-i dau o tălpiță. Atât, că în rest, ce să... E un șeptar, da. Îl știu. E tank, nu mă așteptam la altceva. Dar s-o stăpâne sănătos, bravo, Doamne, genială. Să fie într-un ceas. Cheia nouă, da, așa să nu plece cheia pe aici, pe la... Mă țin eu. Ia mă. Deci, un soi de launch control. Nu o să poți, nu o să poți, că e electrică. Stai că e ridicată. Ai ridicat-o, las jos. De ce ați ridicat-o, mă, golanilor? Ziceați că ați venit în cratere, mă. Așa, se lasă jos, dar vezi că nu o să poți, doar... A, deci doar calc, da? Doar calci, okay. Da. Ok, tot un soi de launch control. Acum, două pe sportul ăla sportos. Gata, acum o să poți. Gata? Da. 3, 2, 0, 60, nu vă gândiți la altceva. 3, 2, 1... Bă, ești nebun și în a doua a plecat încă o dată de fund. Ai simțit-o? Am simțit-o, dar aia vreau să zic, că nu o să o simți niciodată tare pe plecare, ci doar la întins. Deci o să vezi că... Ai mă, frate, că a plecat foarte frumos pentru un șeptar, ești nebun la cap, ce mie mi-a plăcut. Da, calc-o de la 30. De păi știu că de aici are aer, dar bă, extraordinar. Extraordinar, barca, și ce ghici. Provoacă, stai acolo, stăpâne. Și ghici consum, fără motor electric. Nu, știu, nu mă interesează și nici nu mă interesează, pentru că la astfel de mașini consumul e ultima criză, să fim serioși. Păi ce zi dita-i șeptar? 8.5 gen. Te cred, păi da, nu, știu, puțin. Știu că nu, oricum nu mai discuți acum de consumă, că ce motor au făcut ăștia. O, da, ce se duce, draga, extraordinar. Bă, ce-mi place de ea. Și mie îmi place foarte mult. Bravo, mă, s-o stăpâne sănătos. Da, e, nu, hai să nu-i dăm acum prea mult credit, se aude drăguț. Se aude finuț, așa, că e un șeptare, ești nebun. Nu trebuie să facă zgomot ăsta, că nu e... Nici nu există, dar nu e un M7 dacă ar exista. Exista înainte vreme. Exista? Cred că odată, sau nu mi-amintesc eu, nu știu. Să ne scrie oamenii la comentarii, nu știu dacă mi-amintesc bullshit. Nu sunt atât de fanatic mașini, sau ce puțin nu sunt atât de fanatic de atâția ani. Dar nu, niciodată n-am fost fanaticul ăla care să se documenteze, să citească. Mie îmi place să le tunez, să le fac frumoase, atât tot. Nu stau să... bookworm. Dar parcă, nu știu, o tentativă de M7, sau mi-amintesc eu ceva greșit din filmul ăla cu taxi, care a avut un șeptar la un moment dat. Okay. Nu mă știu. Păi 760, care M7, zice. Ca o artata ce se duce, ce îmi place. Nice. Deci nice. Îți place. Deci ai dat dai verdictul. Da, chiar când îți vine Lambo? Mâine dimineață plec în Italia, băiatul meu, la marea dezvelire de la fabrica Lamborghini, pe care am primit-o cadou. Doamne, ce trage asta mică, ce îmi place. Marți este dezvelirea și după aceea trimiterea pe trailer, că îți dai seama, mașina nu are nimic, nu e înmatriculată, nu e, e fantomă. Da, și va veni pe trailer, sper eu, până la sfârșitul lunii ianuarie, din câte am înțeles și de la ei cam același lucru. Și după aia, îți dai seama, vă aștept oricând vreți să ne plimbăm, să ne hau. Da, oricum, prima săptămână te lăsăm pe tine cu ea, că așa e frumos. Eu prima săptămână să știți că mă găsiți pe la garaj, dacă vreți să veniți, pentru că mă apuc direct de ea. Deci în primul rând, nu decolantat sau de astea, în primul rând, primul task este să-mi compartimentez și customizez cât mai bine portbagajul mic pe care l-am. Da, mic. Că vreau să știu ce voi putea face cu mașina aia. Motiv pentru care plănuiesc o geantă cam atât așa, care să aibă fix forma fundului portbagajului.
lui, okay, plată, cu un căpăcel, cu model din piele pe ea, evident, făcută la tovarășul Vivasi, în care să pun strictul necesar, care la ei vine în vreo 3-4 punguțe negre care stau pe acolo. Am înțeles. Cred că gen trusă medicală și ce mai are ea mașina acolo, voi vedea eu ce trebuie să țin, da? 2-3 lucrușoare extintorul, e must have, adică să fim serioși. Dar mă gândesc că poate am noroc să-l aibă sub scaun, nu m-am uitat, nu știu, nu cred. Uite, și eu am văzut, nu, eu n-am, dar la cele nu știu, de chiar la extintor nu m-am gândit, dar în orice caz, fac o geantă albă pe fundul portbagajului care să conțină toate astea, poate și un extintor. De atunci trebuie să fie atâta ca să conțină și un extintor de la mic, da? Bun. Și n-alea bag de toate. Un spray de roțu, nu știu ce. Și aia cu capac frumos pe care să-l pun eu cu model de piele, gen, ca să fie ca și cum hidden. Și peste ea o geantă de mână pe care o să o fac, am vorbit cu Vivasi exact pe măsurile portbagajului. Să aibă fix forma aia. Ce? Când geanta vine de mână? Nu. Geanta de mână doar să umple tot locul, ca asta vreau să o fac pe măsuri, de așa natură încât să umple tot golul. Adică să te folosești dar de tot. Dar tu nu zici rău. Ar fi șmecher. Să-mi fac gen o geantă pe forma aia, pe da. Forma aia și fundul ăla, gen când fundul. O pui pe masă sau ceva, o pui invers. Că nu e imposibil, frate, pentru că așa cum am făcut geanta asta de portbagaj la GLE și vă recomand și vouă, frate, nu știu, mi-au organizat viața, dar eu sunt mai bătrân, asta e duma. Poți să-i pun un fermoar, înțelegi, o întăresc cu lemn, cum au întâlnit-o băieții, am dat un secret, I'm sorry. Fac un trolleraș tare, cu un fermoarel, dar în fine, în orice caz, este cel mai mic portbagaj de serie. Șeptarul ăsta chiar vreau să-mi arăt portbagajul la sfârșit. În ăsta bagi, era să zic eu, ce, dar n-aș spune că sună. Nu bagi. De ce? Pentru a, de la scaunele individuale. Nu, de la baterie. Nu, baterie. Opa, ce face ăsta acolo? Ia uite, bă, noi am lăsat portbagajul deschis la mașina mea. N-ai treabă, băiatul meu, aici ce ai, cum suntem fortăreața, am 200 de camere, monitorizare 24-7, ești de bun. Deci acum se uită cineva, probabil la mine, în portbagaj și pe camere. Am fost întrebat ce faci când mai ești prin curte nud. Și am zis, domne, să-și asume, aia e. Oameni. Păi, frate, la mine în curte, ești nebun, ce uiți acum, că am camere și supraveghere să... Bă, nu, că-mi place. Aștept să o vezi, este... nu? Gata. Fii atent, hai să spună, frate, tău un lucru. Normal că aștept să o văd făcută. Și în al doilea rând, încă de mic, am avut în sânge pasiunea mașinilor mari. Bă, frate, mie îmi plac mașinile mari. Nu, și vorba aia, nu suplinez niciun complex, n-am nicio problemă. Îmi plac bărcile, ești nebun. Mi se pare că sunt impunătoare și, nu știu, te simți mai bine, utile, deci, mai clar, clar, și eu o să am o barcă întotdeauna pentru concerte. Uite, în mașina asta, tu, cu, să spunem, mergi la concerte, că și tu cânti, da? Da. Ți-a luat două dansatoare, ți-a luat un coleg să-ți și conducă, să-ți și filmeze. Mai umpli, da, și bagaje, bine, mai puțin că sunteți electrici. Vă îmbrăcați mai puțin, dar iubiți natura și vă deplasați electric. Genială, mă, ce? Iată să vă știu. Știi ce am uitat? Să-ți mai zic, are și masaj în spate, ceea ce pe mine mă termină psihic. Frate, în primul rând, scaunele alea individuale o fac clar să te ceară în spate. Mm. Adică, dar ești prea tânăr. Da, da, da. E steluțele? Frumos să conduci. Ești ok oare? Da, nu, mă, cum? Nu, mă. Ai fi schimbat plafonul? Cum adică? Nu știu, materialul. Da, și pus negru. Ai fi pus negru, da? Și clar, și clar alcantara. Next time. Da, am păi, dar o să-i dea talent și vrei să spun un lucru, dacă ești șmecheroiul șmecheroilor, i-aș pune chiar cappuccino ăsta, dar sau ce ăsta, coniac, pardon. Nu știu ce, nici coniac. Bă, dacă te uiți dintr-o... Fii atent! Invocăm puterea YouTube-ului, unde știm că insul ce-i va fi pronunțat numele se simțea precum peștele în apă. Domnule Paul Parpală. Am avut la un moment dat o situație, sau chiar domnul Robert Țică. Am avut o situație cu un X5 din ăsta pe comandă, cu pielea asta, culoarea asta dificilă și pretențioasă și scumpă. Cum se numea? Ei știu. Era o vorba de o mașină, m-a sunat cineva și îmi spunea că are comandă cu pielea asta și că nu-i mai ajunge din cauza pielii. Mi-a. E o culoare foarte șmecheră la ei, dar nu știu cum se numește. Parpală, știi? Parpală, să moară Jaxana. Mov. Dacă vezi logo-ul ăsta. Maro Mov. Nu știu, e tare, da, se numește într-un anume fel. Sau dacă știe cineva, să scrie la comentarii. Da, scrieți la comentarii. Dau cu piciorul, da, normal. Da, cum să nu dai cu piciorul? Soft to soft. Trebuie să ai cheia în buzunar. Scaunele astea individuale fac tot talent. Stai niște că ăla e senzorul pe care o să-l folosești cel mai rar. Da. O porcărie, eu nu l-am folosit. Mă enervează că niciodată nu se simte talpa. Ce ai, mă, asta aici e, mă, ce trebuie, ești nebun. Și unde ai setarea, o ai pe tabletă? Nu, e aici. O, finețe. Bine, nu te-ai pus, pe locul ăla tu puteai să muți și scaunul din față și era mai lejer. Da, nu lasă, contează, o simți în camera. A, uite-l pe zbâr cum și-o pus acolo masajul în spate. De simțire. Da, mă, ce să mai bombă mașina, bravo. Stai să vezi portbagajul. Dar. E, caca maca, ce vrem acum, și tehnologie și... A, cu ocazia asta am și un cadou pentru tine. Ce este, mă? Sărumă. De la mine, de la Rozario. Ești un drăguț, să rămână. Eu le fac. Bă, știi, nu este... Mai primit de la mine. Da. Nu este... Nu mi se pare atât de mic. Mă așteptam să fie mai rău un pic, se face și așa. Ia uite ce frumos se lasă mâncaua asta. Ia, băiatul meu, e full... Yeah. Știi că data trecută ți-am dat ai, la băiatul, albu... Știu. Ți-am și zis full black cu aurii. Wow, cum arată. Ale. Mamă, cum arată, ești nebun. Și le fac și cu mânuțele astea. I like it. Ia vezi, băiatul meu.
Am și eu ce trebuie aici, bă, pentru atâta lanțul ăsta. Bă, dar ce bine este lui. Trebuie să-mi fac și eu un corp așa. Atât, băiatul meu. Gata, îl folosim pe cu site. Cu diamant pe spate, cu gheață aici, să meargă bine. Mersi. Dacă mai crește brandul, le fac eu cu aur. A, blana, vezi că astea sunt suflate cu aur. Deci, blană rău de tot, îmi place mult. Nice. Bă, top, top, top mașchineta ta, ce cur frumos are. Și bănuiesc că ai găsit și ceva pentru spate? Da, un diffuser, da. Ceva sau? Vreau neapărat să iau, cum ne-ai băle spune? Prelungire? Ce? Tipsuri? Tipsurile de la 760, alea cu o despărțitură, să pară ca gata, le știu, gata, le știu. Alea, dar nu știu dacă am zis să las. Ce vrei tu așa neapărat alea? Da, că îmi place mult. Nu știu, bara... Eu știu ce-aș făcut, nu? Astea negru lucios, da. Negre? Păi normal, păi nu-i faci cancel chrome și la aici? Aia zic că nu știu dacă se fac chrome delete. Sau să le las chrome. Habar n-am încă, nu știu cum o să... Nu mă, bă, go big or go home. Fă o fantomă, ce ai? Tipsul și făi, caute o prelungire, nu se poate să nu este o prelungire. Nu știu dacă pentru pachetul luxury ăsta. Nu se poate. Pentru M, sigur. Deci fii atent, bun, gata, am înțeles, mie îmi place să lucrez cu datele pe care le am, fiți atenți. Deci, dacă ai extensie față doar pentru bara luxury și spate nu, renunți la luxury, pentru că din păcate o mașină arată disproporțional dacă îi faci. Îi cobor doar fața și curul rămâne ridicat, atât penibil, sunt o grămadă de mașini de genul ăsta, ca un plug arată, înțelegi? Nu, schimb, pui pachet M și pe ăla pui extensii. Bă, un flop, bă, că uite-o cât e. Aia zic, hai de unde. Ce ai? Hai de unde să faci. Mamă, dar roțile alea, urgent. Neapărat, da, neapărat, roțile vin. Și ce vrei să le pui, argintie așa? Mhm. Zici, ba, alea să bopsesc. Fii atent, ascultă-mă așa, gata, îți dau o variantă și pentru asta. Rămâi așa, pune-le argintii, stai dacă cu ea așa până ai consumat-o. Nu, stai cu ea așa până ai consumat-o, pune și o culoare, schimbă-i un gri, joacă-te cu ea și la un moment dat fă-le și negre. O să meargă și Ghost, după un an de zile, înțelegi ce zic? Eu cred că Ghost-ul s-arate mai cool, da, vezi și tu. Văd, pe aia zic. De ce jantele alea negru lucios, da, jantele alea negru lucios. Mari, o să vină mari. Senzație. Te pupă, frate. Au! Doamne ajută. Au! Hai, ne vedem, pa. Ia mărgeaua.